Alexandru Iovescu anunță că în mai puțin de o lună va fi înființată Asociația Județeană pentru Protecția Animalelor Timiș. Bugetul este pregătit pentru că datorită grupului de acțiune locală Timișul de Centru 2023-2027 și a fondurilor europene s-a reușit cuprinderea a aproximativ 200.000 de euro pentru acest proiect. La începutul lunii aprilie va avea personalitate juridică această asociație. Da, Asociația Județeană pentru Protecția Animalelor Timiș a fost deja depusă la instanță, este inițiată ca și membri fondatori de persoane fizice, persoane juridice, asociații de profil din județul Timiș care au ca și obiectiv protecția animalelor în județul nostru, de cabinete de medici veterinari din județ cât și din Timișoara și de persoane fizice care sunt ancorate, să zic, în domeniul acesta de protecție animală și doresc să ofere un sprijin, avea o paletă destul de largă, urmând ca după ieșirea de la instanță, preconizăm că într-o maxim o lună de zile o să avem decizia de înființare a asociației, să atere și UAT-urile din județul Timiș, în prima fază cele din zona periurbană, urmând să se extindă la nivelul județului și de a crea un demers comun al comunității pentru a găsi soluții la problema animalelor fără stăpân de pe domeniul public și avem asigurată pentru acest demers și o finanțare europeană de 200.000 de euro prin intermediul grupului de acțiune locală Timișul de Centru și cu siguranță de o extindere a acestei asociații cu adăposturi și cu alte componente pe alte zone din județ, găsim finanțări europene și prin intermediul altor grupuri de acțiune locale din județul Timiș. Alexandru Iovescu a corelat necesitatea unei astfel de asociații cu cel mai recent exemplu în care la Giroc peste 100 de ovine au fost ucise de câini fără stăpân. Este nevoie de prevenție, de spații corespunzătoare pentru animale și de îngrijire veterinară. Toate vor fi incluse în Asociația Județeană pentru Protecția Animalelor.